Este foarte interesant felul în care tranzitul săptămânii viitoare, adică al perioadei cuprinse între 28 iulie și 3 august, este destul de dificil pentru multe zodii, dar este profitabil pentru zodia Fecioarei, pentru că așa cum se așează astrele și așa cum activează o serie de case, ele funcționează cel puțin protectiv. Este vorba mai ales de avantajul de a primi la timp observații cu privire la felul de a fi al unor oameni, la natura unor afaceri, la pericolul ce șade în dărâtul unor negocieri sau al unor implicări în tot felul de activități ce presupun parteneriat și conlucrare. Unii dintre prieteni pot să fie niște adevărați îngeri păzitori. Ei pot să îl atenționeze pe un nativ din Fecioară cu privire la riscul la care se expune dacă acceptă un anume tip de parteneriat. Alteori poate să le lumineze un segment întreg de gânduri și de opțiuni care lor nu le sunt foarte clare. Intervin decisiv și într-un chip favorabil, util, pentru a le da ori explicațiile necesare, ori pentru a duce la bun sfârșit un mecanism logic bazat pe analiză și sinteză, pe o concluzie onestă pe care aceștia nu o pot rezolva pe cont propriu în această perioadă. Nu sunt în cea mai bună formă mentală, de aceea limpezimea și logica, ba chiar acuratețea care îi face celebri în zodiac, este acum cam șchioapă. Dar iată vine acest ajutor esențial. De altfel, această casa 11 a prietenilor este de mai mult timp locuită, dar pe acolo s-au perindat tot felul de planete și uneori, din partea acestora, cei născuți în Fecioară n-au primit întotdeauna cele mai bune impulsuri sau nu au fost favorizați de vecinătatea acestora. Acum, poate și pentru faptul că intră aici marele protector și benefic, Jupiter, se poate spune că natura fundamentală a acestui tranzit se schimbă. În această conjunctură astrală se adaugă și funcția binefăcătoare și protectoare a planetei Venus. Este adevărat că într-un registru secundar față de cel jupiterian, dar cum se află în casa întâi a eului și a personalității, le dă acestor nativi din Fecioară posibilitatea să intuiască un pericol, măcar atât cât să ceară ajutor, explicații, cât să fie prudenți sau cât să fie sfioși în fața unor provocări, să nu se lanseze cu prea mult curaj sau mai ales să țină cont de absența unor informații esențiale. Acel nu știu, ajută-mă, învață-mă, lămurește-mă, nu este niciodată un lucru rușinos, dimpotrivă, este un element de înțelepciune care trebuie să-i însoțească. Pot de aceea să nu facă o serie de pași greșiți, să evite în ultima clipă tot felul de asocieri păguboase sau să se implice în tot felul de activități care nu au niciun fel de legătură cu drumul lui, cu destinul lui. Tot ca un avertisment util, funcționează planeta Venus pentru nativii din Fecioară și atunci când este vorba de o serie de relații afective sau de simple aventuri. Îi împiedică pe aceștia să se lege de persoane care nu sunt de rangul lor, la înălțimea lor sau care le-ar putea face viața un chin. Soarele tranzitează casa a 12-a din perspectiva Fecioarelor și fundamental nu este vorba de un tranzit rău. Dimpotrivă, dă posibilitate de a intra în contact cu persoane importante într-un chip discret, poate chiar secret, de a primi de la aceștia ajutor, susținere, sprijin, informație, educație și maturizare necesară, uneori poate chiar o maturizare rapidă, mult peste ceea ce ar fi normal, ținând cont de evoluția acestui proces în timp.